Dragii mei prieteni, astăzi, în acest videoclip, veți afla cum îi cheamă pe toți LPS-ii mei și cum arată ei. Noi suntem acum la intrarea în parcul de distracții, unde este portar Pongo. Nu mă filma, sunt foarte rușinos. Hai, intrați în parc, trebuie să-i cunoașteți pe toți. Bună, domnule Vulpoi, facem o filmare a tuturor LPS-ilor de pe acest canal. Ai putea să te prezinți? Da, eu sunt Foxy și vând bilete aici la Castelul Groazei. Ai dori să intri? Îți mulțumesc, dar astăzi vreau să cunosc toate animăluțele din acest parc, așa că am multă treabă, te las! Pe curând! Wow, ce roată mare și ce frumos se învârte! Bună, doamnă! Bună, fetiță! Văd că sunteți o broscuță LPS. Îmi puteți spune cum vă numiți? Păi, uite, eu nu am încă un nume, dar băiețelul meu are. Și unde este băiețelul dumneavoastră? Este sus, se dă pe roată. Uite! Tocmai s-a oprit. El este fiul meu. Îl cheamă Froggy. Bună, Froggy! Văd că îți place la parcul de distracții. Ce cescuță frumoasă ți-ai ales! Am să învârt puțin de roată să-ți cunosc și prietenii. Scuză-mă! Hei, pe tine te cunosc! Ești grilă! Ce drăguț ești! Mai e cineva în această roată? Da! Să dăm mai departe! Bună, purceluș drăgălaș! Îmi poți spune cum te numești? Văd că nu vrei să vorbești cu mine. Cred că ești supărat că am oprit roata. Scuză-mă, mergi mai departe. Bună, doamnelor! Bună, fetiță! Ai venit în parc să te joci? Nu! Am venit să vă cunosc! Pe dumneavoastră vă cunosc! Sunteți doamna Maya, iar dumneavoastră sunteți doamna Pouncy Sipton. Vă cunosc din videourile de pe Firefly Kids, dar dumneavoastră cine sunteți? Eu sunt bunicuța lui Checkers, dar încă nu am un nume. Păi și ce faceți aici pe bancă? Ce să facem? Ne uităm la copii cum se joacă în nisip. Ei sunt micuți, nu se pot da în roata cea mare. Bună, copii! Eu deja vă cunosc! Tu ești Checkers, tu ești Jesse și tu ești Nathan, obraznicuțule! Da, ai dreptate! Vrei să te joci cu noi, Missy? Poate altă dată. Acum am puțină treabă. Pa, copii! Bună, Remy! Te-am recunoscut. Dar ce faceți voi aici? Bună, fetiță! Uite, aici învățăm pe copilași să se cațăre în acest copăcel. E un loc de cățărare. Foarte frumos! Și văd că este foarte înalt. Puiuțule, cum ai ajuns până acolo? Ești fantastic! Acești copilași încă nu au nume, dar am să ți-i prezint. Uite, aici este un mic puiuț drăguț. Și acolo poți vedea un ornitorin. Dar sus, în vârful copacului, un alt puiuț. Puiuții sunt cei mai buni cățărători. Nu fac griji pentru ei. În cazul în care cad, își iau zborul.
Oh, mă bucur că v-am cunoscut, dragi copii. Sunteți tare drăguți. Oh, bună, Catherine. Bună, Tilly. V-am recunoscut imediat. Dar ce faceți voi aici? Păi uite, Tilly este prietena mea cea mai bună, dar nu întotdeauna dă dovadă de o prietenie prea strânsă. De exemplu, acum o aștept de jumătate de oră să se dea jos de pe leagăn să mă pot da și eu. O, bine, mă dau chiar acum jos. Haide, dă-te și tu. Da, ce șmecheră ești acum, te da repede jos. Vrei să vadă copiii ce bună ești tu. O, fetelor, nu vă certați, vă puteți da pe rând, câte 5 minute una și 5 minute cealaltă. Eu acum vă las, sper să vă înțelegeți bine. O, bună, mă scuzați că vă deranjez, dar cred că vă recunosc. Sunteți domnul David, soțul doamnei Maya, așa este? Da, da, așa este, dar el este celălalt fiu al meu, fratele lui Nathan, dar încă nu are niciun nume. Așteptam să-i cumpăr o răcoritoare, este foarte cald astăzi. Băiete, nu o saluți pe domnișoara? Bună ziua! Vă rog să-l scuzați, este puțin mai timid. Bună, pui drag! Nu este nicio problemă. Eu mă plimb pe aici, încerc să aflu cât mai multe nume ale elchieșilor. Vă las! La revedere! Hei, bună! Dar ce faci aici așa singurel? Poți să-mi spui cum te cheamă? Eu sunt un cățeluș, dar încă nu am un nume. Oh, îmi pare atât de rău! Atâtea animăluți în acest parc și nu au niciun nume. Am o idee genială. Animăluțelor, veniți, veniți toate să facem o poză de grup. Bun, bun, haideți la o poză. V-ați așezat cu toții? Cei mici mai în față, cei mari mai în spate. Foarte bine. Vă fac poza imediat. Și zâmbiți. Cheese. Hei, ați observat ceva? Mulți dintre elchieșii noștri nu au un nume. Ce ați spune dacă voi, dragi copii, i-ați da un nume și noi vom alege cel mai frumos și așa se va numi elchieșul nostru de acum încolo. Bun, deci căutăm un nume pentru puiuțul albastru, pentru cățelușul maro, pentru ornitorinc, micuțul hamster, purcelușul, puiuțul mic și pentru bunica, bunica hamster. Așteptăm cât mai multe nume interesante ca să putem alege câte unul. Vă mulțumim și dacă încă nu v-ați abonat pe canalul nostru, o puteți face apăsând pe cerculețul acesta. Vă mulțumim că ne urmăriți!